Bună ziua, dragii mei săgetători, îmi cer scuze de întârziere, revin cu partea a doua, sper de data aceasta să nu se mai întrerupe, cum s-a întâmplat când am început citirea inițială. S-a întrerupt prima parte, am încercat să reiau și de câteva ori la rând mi s-a întrerupt înregistrarea. Am lăsat un timp să treacă, sper să putem finaliza etalarea. Continui. A rămas să discutăm despre ce vă este frică. Sau obstacolele, mai bine zis. Obstacolele sunt reprezentate de mesagerul nopții, regina de băte și 5 de spade. Simt că pentru unii dintre voi, aceștia ați putea fi unii dintre voi, regina de băte, da? Semn de foc sau un alt semn de foc. Berbec, leu, săgetător. Ideea este cu acest mesager al nopții. Simt și cu alături de 5 de spade, care este o energie foarte conflictuală, sunt niște argumente, niște discuții destul de tăioase în care cineva are ultimul cuvânt, dar nu înseamnă că a și câștigat bătălia. Este un câștig mai mult, un fals succes care îi poate încânta ego-ul. Și ceilalți doi renunță la discuție tocmai pentru că își dau seama că persoana care a inițiat, a venit cu aceste mesaje negative, da? Mesagerul nopții poate să reprezinte și niște mesaje negative, niște cuvinte negative, da? Și ceilalți doi renunță la discuție că își dau seama că nu are rost să continue disputa. Puteți fi voi aici, la mijloc, da? Sau poate să fie o altă persoană, semn de foc sau care se manifestă pătimaș în această discuție, da? Repet, mesagerul nopții, în acest context, simt că e vorba de niște mesaje negative, niște cuvinte negative sau un fel de a gândi negativ, da? Care naște dispute tot timpul. Ce vă susține? Moartea invers. 10 de monede și 7 de băte. Aici vă simt pe dumneavoastră puternici, hotărâți să luptați pentru ce? Pentru, simt în acest context că ar putea fi o moștenire. 10 de monede poate să reprezinte o moștenire. Asta pentru că avem moartea invers. Probabil că cineva a murit, nu știu de cât timp este în discuție această problemă. Cineva a murit, deci s-a produs transformarea, da? Dar din acest motiv moartea este invers, deja s-a produs transformarea. Ei, și în acest proces de transformare au apărut aceste discuții legate de bani, moștenire de familie, pentru care unii dintre voi trebuie să luptați, poate până prin iulie. Poate până prin iulie. Oricum aveți forța necesară și cum am arătat mai devreme, da, dacă ați avut o discuție și nu puteți încheia acest capitol decât după ce vă veți prelua banii, moștenirea, în fine, abundența financiară pe care o meritați, de-abia atunci e posibil să răsuciți lumea invers și să încheiați capitolul. Până atunci capitolul este neîncheiat, turnul nu se poate, sau ruptura de familie, de ce o fi, eu știu, de trecut, că tot e moarte, e un proces transformator, nu se poate produce decât după ce vă luați ceea ce meritați, drepturile voastre. Și vorbim de drepturi pentru că aveți și regina de spade care, repet, și ați avut mai devreme, din ce mi-aduc aminte prima citire, la un moment dat a apărut și regele de spade. Ambii vorbesc despre drepturi, da? Ei, și repet, trebuie să luptați și 5 de băte și 7 de băte reprezintă o luptă pentru o victorie. Am spus victoria nu s-a încheiat, poate aveți niște procese, da? Sau pur și simplu mai sunt multe discuții și multe chestiuni de rezolvat. Și din acest motiv apare aici, ia, justiția, da? Probleme în justiție. Un semn de aer poate să fie avocatul, avocata voastră sau altcineva din familie cu care discutați, aveți niște argumente. Îndrăgostiții invers în acest context reprezintă o decizie luată, aveți un ghid, cineva totuși vă ghidează. Este posibil ca cineva dintr-o altă dimensiune să vă ghideze. Simt în acest context că ar putea să fie
dacă nu e din altă dimensiune, poate chiar persoana care s-a dus, despre care am spus mai devreme, poate persoana care s-a dus și v-a lăsat o moștenire vouă și celor din familie, da? Poate vă ghidează pe voi să vă câștigați o parte din drepturile pe care le meritați. Și abia atunci puteți să tăiați, da? Să tăiați această legătură karmică din copilărie, da? Poate să fie familia, da? 10 de monede, poate să fie o rudă, în fine, sau pur și simplu o căsnicie, pentru că văd aici, iar, 10 de băte. Pentru mine, imaginea omului căsătorit și nefericit, care trebuie să discute și nu doar să discute, să discute de ce se simte atât de oprimat și de obosit și eventual trebuie să-și exprime decizia. Am hotărât să las o parte din responsabilități și să mă orientez către viitor. Este Jupiter pe soarele meu, în casa mea întâi, pentru unii dintre voi. Trebuie să am o viziune globală, o viziune de viitor și să folosesc chiar roata norocului în folosul meu. Roata norocului e Jupiter, după cum știți, pentru mine și pentru mulți alții, dar să folosesc această șansă pentru mine să nu mai amân, să nu mai fac sacrificii. Poate unii aveți planete în pești sau aveți niște amânări în aceste procese legale, justiția sau o persoană în semnul balanței. Oricum, aveți energia specifică semnului de foc. Să vă luptați, să călătoriți, să dezbateți tot ce e de dezbătut și nu doar, la un moment dat, să vă și vindecați și să vă bucurați de dragostea, de o nouă dragoste sau mai bine zis, de o nouă dragoste pentru voi înșivă. Aici, repet, a doua șansă într-o relație karmică. Nu știu cât timp va fi dată această șansă, poate să fie o săptămână, 2 luni, 2 ani, 3 ani și gata, sau câteva zile. Pentru că simt, după cum mă uit în spate, că ați avut de-a face în această legătură foarte profundă cu o persoană foarte impunătoare, da? Care a vrut să controleze relația și uite așa a creat o stare de... Aceasta a fost strategia lor. A creat o stare de disconfort mental și probabil din acest motiv turnul încă nu este răsturnat. În momentul în care veți decide să renunțați la trecut, veți schimba toate cărțile în favoarea voastră. Încerc repede să fac și ceva, o citire, etalare. De dragoste, cum place multor dintre... Bine, cred că tuturor ne place să ne gândim și mi se pare normal să ne gândim la dragoste. Nu este ceva o rușine să aflăm mai multe despre viața noastră sentimentală. Deci, mai întâi, primele cărți, iar apare Regele de Spade, da? Trebuie să discutați niște chestiuni foarte serioase, foarte sobre, logic, într-un mod foarte calm și poate chiar tăios. Săgetător, săgetător, partener, parteneră, dragoste, săgetător, aprilie, atât cât a mai rămas din aprilie 2019, soare, lună, Venus, ascendent în săgetător. Dar sigur, unii dintre voi aveți de-a face cu o căsnicie. Problemele acestea sunt într-o căsnicie. Săgetător, soare, luna, Venus, ascendent în săgetător. Uf. Cum vă văd ei pe voi? Soare, luna, Venus, ascendent în săgetător. Cum vă văd ei în această relație? Încă o carte pentru săgetător. Cum vă văd ei?
Deci, până la urmă, tot o să apară niște situații neașteptate. Interesant. Cum îi vedeți voi pe ei? Săgetător, soare, lună, Venus, ascendent în săgetător, dragoste, partener. Cum vă vedeți partenerul în aprilie? Sau persoana de care sunteți interesați? Partenerul, partenera. Aprilie. Ia, bă, fantastic. Ceva se întâmplă, ceva se întâmplă. Sunt curioasă din ceea ce spun, cât rezonează cu voi, poate reușiți să-mi povestiți, fără vorbe grele, în modul calm. Așa este civilizat. Cum îi vedeți voi pe ei? Vreo două. Deci aveți nebunul pe orizontal, cavalerul de monede pe orizontal și turnul. Iar ei au interesant, au și ei turnul. Sigur se va întâmpla ceva în aprilie. Dacă nu s-a întâmplat, urmează să se întâmple. Nu musai în aprilie, poate se întâmple și în mai, și în iunie. Etalările sunt mult mai flexibile. Deci, pentru ei, aveți turnul, împăratul, pe orizontal și au vrut să iasă două cărți, 5 de monede și 6 de monede. Cum vă văd ei? Aveți nebunul pe orizontal. Încă nu sunteți hotărâți să o luați de la capăt. Dacă era invers, eram sigur că nu sunteți hotărâți, că vă e frică, nu aveți credință și totuși cartea este pe orizontal. Deci s-a produs o transformare, se produce poate în momentul în care turnul va avea loc, se va produce această transformare și veți putea să schimbați poziția, cartea în poziția normală, să începeți de la zero. Viața, relația, ceva în viața voastră sau în relație cu această persoană. Dacă nu s-a întâmplat de luna nouă un berbec, pentru că e cartea berbecului pentru unii dintre cititorii în tarot, zero reprezintă și o persoană în semnul berbecului. Deci dacă n-a fost de luna nouă un berbec, poate acum de lună plină în balanță, pentru că balanța le reprezintă relațiile și avem aici balanță 6 de monede. Sper să înțelegeți mesajul. De ce vă văd că încă nu sunteți în stare, n-aveți credință. N-aveți nebunia specific săgetătorului, poate v-ați pierdut-o în această relație foarte strictă, dar vă recuperați, vă recuperați. Cavalerul de monede reprezintă, e la fel, pe orizontal, se transformă, da? Se transformă. Dacă tot ce a fost până acum stagnant, tot ce n-a venit financiar, n-au venit niște proiecte, niște chestiuni, sau relația cu această persoană nu a ajuns la regina de monede, regele de monede, la o stabilitate pe care v-ați fi dorit-o, în momentul în care schimbați nebunul, da? Și o luați de la zero, puteți să schimbați și cavalerul de monede și chiar dacă va veni mai greu, veți descoperi odată cu turnul că aveți șanse în alte direcții. Că vă puteți găsi stabilitatea în alte direcții. Evident, turnul înseamnă separare, înseamnă trezire. Poate pentru unii dintre voi să fie o trezire. Un moment de eureka. Evident că momentele acestea vin ca un trăsnet. Poate să fie ruptura de această persoană pentru că și ei au turnul și l-au chiar de la începutul cărților, după cum vedeți. Ei își doresc într-un fel sau altul, sau dacă nu și îl doresc, l-au provocat prin acest comportament. A apărut și mai devreme împăratul, ați văzut, da? Vi l-am arătat.
au încercat să controleze, să vă controleze într-un fel, ceea ce pentru săgetător nu e tocmai bine. Cine a încercat să vă controleze n-a avut atitudinea cea mai bună. Poate ați suportat cu acel 10 de bâte pe care vi l-am arătat mai devreme, ați suportat, dar până la un punct. Până la un punct. Ei, și dacă ei până acum au vrut să aibă controlul, în momentul în care se produce turnul, voit sau nevoit, da? Dar meritat, pentru că un asemenea comportament n-are ce să producă decât într-un context foarte elevat să producă ceva frumos. Dar simt că în situația voastră, împăratul a fost o energie restrictivă. Prea multe reguli, prea multă răceală. Da? Ei, și acum e peste ori, este pe orizontal, cred că odată cu turnul se va întoarce invers, își vor pierde controlul. Își vor pierde controlul pentru că relația începe să se dezechilibreze. Odată cu acest turn, da? Și se vor simți lăsați în de izbeliște. Dar asta e dacă voi. Bine, poate să fie invers citirea, întotdeauna puteți schimba poziția, dar simt că se va produce o ruptură în relația cu această persoană. Poate aveți pe altcineva în gând, în suflet. Oricum, urmați-vă intuiția și iar a apărut 10 de monede. Poate ar fi bine dacă reușiți să vă câștigați financiar niște drepturi în familie, ar fi bine să le țineți secret și să vă bucurați de o independență financiară pe care o meritați și poate această independență să vă aducă mai aproape de un suflet pereche cu care relaționați foarte bine și pentru care sunteți pregătiți să luptați și cu care ați dori să comunicați. De partea aceasta aveți un cavaler de spade care vine iar, cred că cu argumente să tulbure o stare emoțională destul de frumoasă, dar roata norocului e prezentă aici. E prezentă și vă va aduce această abilitate, regina de